Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Dr. Chip. În acest clip vreau să vorbesc despre dermatita atopică. Dermatita atopică este cea mai comună formă de eczemă. Deci este o leziune inflamatorie la nivelul pielii, care se caracterizează prin prurit, adică acea senzație neplăcută de mâncărime, roșață și apariția de papule și scoame. Papule, adică acele mici denivelări roșii care apar la nivelul pielii. Sunt dovezi din ce în ce mai multe că afecțiunea este de natură autoimună cu punct de plecare la nivelul intestinului. Autoimună înseamnă că organismul secretă anticorpi, numiți autoanticorpi în acest caz, care atacă structurile proprii ale organismului. În acest caz, atacă la nivelul pielii și produce semnele și simptomele despre care v-am spus. De ce apare la nivelul intestinului? Pentru că apare un dezechilibru acolo la nivelul florei microbiene cu micșorarea bacteriilor prietenoase bune, astfel încât apare o leziune la nivelul mucoasei intestinale. Prin aceste leziuni pătrund în sânge proteine nedegradate, proteine pe care organismul le percepe ca fiind străine și se secretă anticorpi împotriva lor. Și acești anticorpi atacă și structurile la nivelul pielii și determină dermatita atopică. Putem să luăm câteva măsuri care sunt de ordin general, de ordin local, măsuri care nu vă fac în niciun caz rău. O să vedeți despre ce este vorba și atâta timp cât ceva nu face rău și putem încerca și ne poate face bine, eu zic că nu sunt de ocolit aceste măsuri. Local, deci la nivelul leziunilor, se poate aplica o soluție din oțet de mere diluată, adică o lingură de oțet de mere la 250 ml de apă, sau miere manuka, sau o soluție de o cremă cu aloe vera, ulei de cocos sau cremă de turmeric. Deci una din acestea. Cum acționează ele? Oțetul de mere restabilește pH-ul normal acid al pielii. Uleiul de cocos umezește pielea și are și efect antiinflamator. Mierea manuka are efect antimicrobian și efect antiinflamator, la fel și aloe vera, efect antiinflamator și antimicrobian. Puteți să faceți chiar o cremă care să aibă trei dintre ingrediente, adică uleiul de cocos, să-l amestecați cu mierea manuka și cu aloe vera. Atunci efectul este cu atât mai bun. Turmericul este un antioxidant și un antiinflamator puternic și contribuie la accelerarea vindecării leziunilor. Turmericul se ia pulberea de turmeric, acest condiment, se amestecă cu puțină apă, se face ca o pastă, ca o cremă și se aplică la nivelul leziunilor. Pe măsuri de ordin general ar fi administrarea de vitamina D, 10-20 de mii de unități pe zi. Vitamina D intervine, are un rol esențial în reglarea imunității și atunci, în momentul în care vitamina D scade, imunitatea o ia razna, ca să spun așa, adică ori este prea slabă, ori e prea puternică, apar tulburări de imunitate, deci, și se corectează cu 10-20 de mii de unități de vitamina D, asociată neapărat cu vitamina K2, pentru că vitamina D crește absorpția calciului și pentru ca acesta să nu se depună la nivelul vaselor, e necesară vitamina K2, care este cărăușul calciului în sânge, îl duce la oase, acolo unde este locul, și de asemenea să se asocieze cu magneziu, care favorizează absorpția vitaminei D și activează vitamina D. În absența magneziului, vitamina D nu este activă. Se poate administra, deci, vitamina D sub formă de supliment sau sub formă de ulei de ficat de cod, care are vitamina D, vitamina A, omega 3, este foarte bun pentru sănătate. Închei aici. Dacă vi s-a părut interesant, dați un share, lăsați-mi în comentarii orice idee, întrebare, orice opinie. Vă mulțumesc și până data viitoare, la revedere!